Cea patra etapă a concursului de ski freestyle World Tour a avut loc în stațiunea franceză La Cluzas. Prima probă, cea de slopestyle, a fost câștigată de americanul Williams McRae. Acesta a câștigat medalia de aur după ce a obținut 93,8 puncte din partea arbitrilor. Compatriotului McRae, Gus Kenworthy, care este și liderul clasamentului general al Cupei Mondiale, s-a clasat doar pe locul 2, acumulând cu un punct mai puțin. Podiumul a fost completat de canadianul Alex Belmar. Surpriza competiției s-a produs la concursul feminin. Sportiva din Estonia, Kelly Sindaro, în vârstă de doar 13 ani, a reușit să impresioneze arbitrii și spectatorii primind cele mai multe puncte. Sindaro a reușit să le învingă pe elvețianca Julia Tano și canadianca naturalizată Yuki Tsubota. Fondul de premiere al acestei competiții a fost de $45.000. Ultima etapă din acest an va avea loc în perioada 9-12 martie în stațiunea Tignes din Franța.